foarte foarte puternic. Nu se registrează, nu se Venind în parcele de la Academie pe jos, prin ploaia aceasta biforoasă, care nu m-am piedicat să ajung, totuși, am avut în minte o imagine șocantă. Acum 5 ani la Focșani, în prezența vreo 100 de istorici din țară, a fost sărbătorit Gheorghe Buzatu, i s-au întinat și două volume admirabile care rămân de referință pentru studiile din ele în istoriografia românească și a fost aplaudat frenetic de acei 100 de oameni. Și iată că astăzi suntem la o comemorare. Aceeași om, Gheorghe Buzatu, se împlinesc un an de când nu mai este printre noi. E o concluzie în urma acestei paralele pe care am făcut-o. Este bine să ne cinstim istoricii valoroși atâta timp cât sunt în viață. De aceea, apariția celor două volume a fost cu totul și cu totul inspirată. La sfârșitul vieții fiecarei personalități, mai să știți foarte bine că toți ne punem întrebarea ce rămâne. Pentru că nu trebuie să rămână numai imaginea frumoasă sau mai puțin frumoasă a omului respectiv, ci cu totul altceva. În urma profesorului Buzatu, răspunsul la această întrebare este îndelung. Pentru că rămân, după cât știu eu, peste 100 de volume, rămân sute de studii și articole, rămân sute de volume îngrijite pentru tipar și mai ales rămâne un stil de a scrie istoria, în care s-a îmbinat perfect o probitate științifică admirabilă. Cărțile profesorului Buzatu sunt de necombătut din acest punct de vedere, cu afirmarea unor sentimente patriotice cu totul și cu totul ieșite din comun. Profesor Buzatu a adus aceste sentimente patriotice, cum vă spunea și domnul profesor Sfântul Adineau, și în Parlamentul României. Am fost coleg cu dânsul acolo timp de 4 ani și am constatat că de foarte multe ori, sau aproape în toate intervențiile domniei sale, la tribuna acestui for superior al României, încerca să-i aducă pe parlamentari la ideea respectării interesului național. Nu știu cât a reușit. S-ar putea să nu fi reușit prea mult. Dar important e că s-a străduit în această direcție. Și bine ar fi ca și astăzi, în acest stufos parlament al nostru, să existe mai multe, sunt unele, dar să existe mai multe voci care să se comporte, să vorbească așa cum a făcut profesorul Buzatu acolo. Și poate tocmai am eu o senzație, evident, subiectivă. Că poate tocmai în acest cauza unui, a unei prezentări explicite și ferme a sentimentelor patriotice, n-a avut acces în Academia Română. S-ar putea să fie o imagine subiectivă, o impresie subiectivă a mea în această direcție. Am și... am mai mulțumit și pentru un lucru personal. Dânsul mi-a condus spre tipar, la tipografia Tipo Moldova, un volum masiv de aproape 1000 de pagini, intitulat Români și Unguri 1940-2011, a apărut chiar în anul 2012 la Iași. Cred că cu toții avem datoria să cinstim această mare personalitate și cea mai mare cinstire pe care am putea o aduce noi ca istorici este să continuăm prezentarea ideilor patriotice pe care dânsul le-a susținut întotdeauna. Pentru că cercetători științifici sunt mulți în brațul noastră, dar puțini sunt cei care pun rezultatul cercetării științifice în slujba patriotismului românesc. Da, mulțumesc.